Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vă spun ce mi s-a întâmplat și să vă întrebăm dacă s-a pățit. Deci eu am primit în urmă cu mai multă vreme o invitație să mă duc la vernisajul expoziției Brâncuș de la Timișoara, capitală culturală europeană, nu știu ce. M-a simțit lumea că sunt pasionat. Au auzit interviuri la radio, nu știu ce, da. Și am vorbit aici la radio, am întrebat dacă mi se dă voie să mă duc. Oamenii au zis ok. Am primit și niște bilete de avion și ieri m-am pregătit să plec azi. Că astăzi trebuia să plec la Timișoara. Adică, practic, am anunțat colegii, fiți atenți colegi, eu miercuri la 9:30 am plecat. Ne-am pregătit și noi. Fug la aeroport, fuga, veneam gata, îmbrăcat tot, m-am pus și costum, adică m-am gândit să fiu îmbrăcat frumos. Și aseară am zis să fac check-in-ul, ca să mă duc direct, vorba aia, la boarding. Și în timp ce am intrat eu pe site, am pus acolo codurile, tot ce trebuie, numele, și nu mi-a recunoscut biletul de avion și nu mi-a recunoscut numele. Dar om în general nu ți-l recunoaște. Adică, da. La ei oricum nu prea merge check-in. Să știi că așa m-am gândit și ocazional. Eu. Trebuie să încerci pe taron.ro. Da. Eram și un pic capsat cu știrea cu dați un ron pentru taron. Și am zis, uite, ăsta nu le merge site-ul. Ce porcărie posibil, compania de stat, nu pot să zbor până la Timișoara, nu trebuie să mă duc acolo. Când să mă duc înainte, să stau la costă, dar pot să fac online, super capsat, nu știu, mă rog. După aia mi-am dat seama că eu nu știu unde o să stau, adică și care e programul, și am căutat contactul. Adică am căutat-o pe doamna care mi-a făcut invitația și am întrebat-o. Doamne, zic, dacă mai aveți niște detalii de program, în sensul că eu mâine vin și ne vedem. Și unde trebuie să mă duc eu, adică cu cine trebuie să vorbesc și cam care este treaba și dacă e vreun secret cu biletul de avion, că nu reușesc să fac check-in-ul și poate mai trebuie vreun cod, adică mă înțelegeți dacă mai aveți vreo informație. Și doamna a văzut-o că a scris de mai multe ori, a început să scrie, s-a oprit, writing, după care a zis, Vlad, dar această deplasare este pentru 27 septembrie, nu pentru data de 20 septembrie. Eram absolut pregătit și băi, și slavă cerului că mi-a dat inspirația, Doamne, mi-a dat arhitectul inspirația să o contactez pe persoana respectivă. Pentru că altfel, eu aș fi vrut să te văd la aeroport. Da. Pentru că la cum ești, te și certai cu ea acolo. Da, foc. Nu e adevărat, sunt foarte politicos. Da, păi politicos ce te certai? Adică da. Te-ai fi dus ceamă către ei. Auzi, nu te-ai mai dus tu la un vernisaj? Nu la, sau la ce? O lansare de ceva? Dar mie să știți acum că eu cred că sunt precum căței, știi? Care cred că merg la plimbare și sunt foarte bucuroși. Așa sunt și eu. Când am câte un eveniment de asta de bucuros, încât ajung să mă duc mult mai devreme decât e cazul. Și este adevărat. M-a rugat un prieten, Adrian Mihălțianu, care a lansat o carte. Așa, o carte. Da, adică mie mi se întâmplă. M-a rugat să mă duc să-i fac o prezentare la lansare. Da. Și am zis, bine mă, vin, gata. Și mi-a spus locul, mi-a zis data, perfect. Mă, era adică joi la 11:30. Joi la ora 11 eu eram acolo, fresh, bărbierit, spălat pe cap, tot tuns, aveam un sacou, eram îmbrăcat bine, aveam textul în cap, laudele, tot, aveam și niște glume pregătite. Și nu era nimeni în locul respectiv. Bun, era o mică cafenea, ceva de genul ăsta. Băi, și stau și stau și nu venea nimeni. Și eu am început să mă gândesc, mă zic, săracul băiat, mă, nu vine nimeni la lansarea lui. Da, adică nu mai are și el un prieten, nimic. Cum e, ce penibil o să fie, ce trist. După care m-am zis, bă, da, nu vine chiar nici măcar nimeni din familia lui. Adică nici nevastă sa să vină sau copii. Și m-am dat... Până la urmă, nici el nu vine. Da, zic, bă, da, nu vine nici măcar el. Și pe la 12 fără 10, mi-am luat inima în din și l-am sunat. Adrian, zic, da, lansarea nu este în locul ăsta? Bă, da, zice, da, este peste o săptămână. Deci asta cu o săptămână, dacă îl invitați pe Vlad, da, așteptați-vă să vină și mai devreme. Seama, mi s-a mai întâmplat, m-am mai dus la evenimente de presă cu o săptămână înainte, nu știu de ce nu stă în stare, trebuie să-mi pun imaginele tot timpul. Am fost și invitat odată la Ateneu, dar eu n-am costum. Și nu te-ai dus, n-am nici sacou. Nu pot să mă prezint la nicio de-asta. Că acum la Brâncuș, eu știți că... Haideți mă, hai să-ți luăm un training frumos. Nu, dar n-am. Și am și variațiile astea mari de greutate. Și costumul, nu merită să investesc. Costumul de la anunță nu te mai încape? Dar nu cred că mai e de actualitate, adică nu știu dacă, nu cred că nu-l mai am. N-are nimic, că ești și tu, vintage. Nu am nimic, ești n-am vintage. Pantofi, n-am costum, am o cămașă. Ai făcut trash. Cămașă știm că ai, și ce ai? O cămașă? O cămașă am, da. Adică de asta, de poți să mergi pe undeva mai civilizat.
Da. În rest, eu nu particip la sindrofii de-astea, înțelegi? Nu știi că a venit la ședința foto și ne-a și zis atunci că e singura lui cămașă? Bravo! Când eram cu ceasul pe tot. Zice, eu m-am dus la renoirea, îmi scrie cineva, eu m-am dus la renoirea jurămintelor unui coleg, nu știu, la o săptămână după Cristina, adică era un eveniment, a fost invitat, s-a dus la o săptămână după. După. Dacă aveți și voi povești de genul ăsta, dați-ne un semn la 0728-3132, mesaj audio, sau dacă vreți pe telefon. Mm-hmm. S-a pățit da. Să vă duceți în altă dată decât ați fost invitat la momentul cu pricina? 0372069599. Da. Și ce ați făcut? Adică cum a fost momentul în care v-ați dus la altă dată? S-a găsit soluția pentru Luca. Zi. Sau cou din elastic. Zice cineva. Din supraelastic. Vlad, nu ești singurul care a pățit ce ai pățit. Au venit mesaje multe, telefoane. Ionuț, uite, ne spune că a fost cu cumnatul să-și facă pașapoarte. A făcut el programarea. Am ajuns acolo, nu știam de ce nu ne strigă să intrăm la poză. Ne-am dus să ne certăm și am aflat că programarea era peste o săptămână. Și asta mi-a amintit că tu ai făcut da. Asta și cu buletinul. Cu buletinul, da. Nu? Exact. M-am programat online la schimbarea de buletin. Da, foarte bună asta, în primăvară, când a expirat buletinul. Cum a scris acolo? Ne-am dus să ne certăm? Da. Bravo. Românește. Și am stat acolo, era coadă, nu știu ce, și mai venea, eu eram, am programare online, numai că am întârziat 5 minute și mi-a fost rușine să mă mai bag în față spunând că am programare online, pentru că erau oameni. Și m-am așezat la coadă și din când în când se mai auzea dinăuntru strigând, Georgescu, aveți programare online, Georgescu, și nu era Georgescu. Și când am intrat, în sfârșit, după 45 de minute de așteptare, i-a reproșat doamnei că am programare online și că nu m-a strigat și pe mine, că am întârziat și eu 5 minute, asta îi se mai întâmplă. Și a căutat și a descoperit că era după o săptămână, peste o săptămână. Ai văzut? Înțeleg? Te-ai grăbit un pic. Mamă, așa rușine mi-a fost, am plecat de acolo, n-am mai zis nimic. Ai un... nu e delay, cum e? Că e invers, de o săptămână. Este, da, săptămâna dificilă. Ana Maria, bună dimineața! Bună, Ana Maria! Bună dimineața, bună dimineața. Bună. Eu am să vă spun o poveste ușor diferită, dar mă rog, în același context, am ajuns la ora potrivită, a fost botezul fiicei prietenei mele. Și am fost undeva în București, în drumul Taberei, este un restaurant cu două intrări și cu două saloane diferite. Ești dus la salonul greșit. Tinerică, da, nu vreau să știți. Ajung în loc să mă duc la botez, eu cu florile în mână, o tânără domniță, eram nemăritată, eram după facultate și ajung, intru la priveghi și zic, hei, dar ce-i cu fetele astea triste? Nu știu, se uita la mine, sunt și blondă, știi, și că domnișoară, sărbătoritul s-a dus, dacă vrei sărbătorita în salonul de lângă, aș greși intrarea. Hey, am intrat în pământ și am ieșit 100 de ori. Deci ai ajuns puțin... Să vină sărbătorita! Ai ajuns puțin cam târziu pentru domnul. Vai, am ajuns cam târziu, dar a fost cea mai penibilă experiență din viața mea. M-am simțit groaznic. Da, ai o poveste de spus peste ani de zile. Mulțumim, da, este foarte tare. Mulțumim. Ia să vedeți ce a pățit Timea. Zice că s-a pregătit pentru un examen anul ăsta. Iar duminică, în timp ce încă învățam de zori și făceam teste pentru acel examen, am văzut pe Facebook persoane care se mândreau ce notă mare au luat. Eu aveam în cap că e luni examenul. De fapt a fost duminică, cu o zi înainte de cât știam eu. Așa că o să cer la anul. Mamă, nene. Vai de capul. Sunt tare astea când tu organizezi ceva sau ești vioara întâi într-un eveniment și nu vine lumea sau să, și atunci simți cum ți se, cum să spun, ți se face un gol în stomac. Ți se strânge stomacul, da. Da. Îmi scrie Val, zice, să vezi cum stăteam eu odată într-un webinar organizat de el, adică, și așteptam să-mi vină oamenii care s-au înscris și mă simțeam aiurea că n-a venit absolut nimeni. Nici după vreo 10-15 minute după ora de începere, eram și eu gata, îmbrăcat, aranjat, cu slide-urile pregătite cu 4 zile înainte de data la care trebuia să fie, de fapt. Și stai acolo și aștepți. Bă, și nu vine și nimeni, nu înțelegi. Și ce se întâmplă chiar în halul ăsta de lame sunt, de mediocru sunt? Cătălin, bună dimineața! Salut, Cătălin! Bună dimineața, salut, băieții! Bună! Eu o să vă spun o poveste care nu mi-aparține, aparține fratelui meu. Uh-huh. El nu vă ascultă, e prea devreme pentru el să vă asculte. Îl înțelegem. Așa că o să povestesc eu pentru el. Într-o zi trebuia să ajung acasă în Bârlad și s-am prietenit cu un coleg de pe la el, de la facultate, de la ASE. Și l-a întrebat, bă, ce facem? Mergem mâine cu trenul? Sau într-un weekend? Trebuia să plece într-un weekend. Și ăla a zis, da, mă, avem tren la ora 4.
ăsta, frate, mă pregăti, nu știu ce, cu o seară înainte. Era în altă zi. Bagajul. Poftim? Era în altă zi. Nu că era în altă zi. El, frate meu, credea că este la ora 4 dimineața, nu la ora 16 după amiaza. El s-a dus pe jos cu bagajul până la gara de nord. La 4 dimineața. Da. Săracul de el. Mulțumim. O minune. Mulțumim. O minune din punctul ăsta de vedere. Ia zi, ce a pățit cineva. În ianuarie anul ăsta m-am prezentat frumos la un hotel din Skopje, Macedonia, da. Cartierul albanez. Hotelul era în renovare. Supărat, le-am scris celor de la Booking și mi-au răspuns că locul și ziua sunt ok, doar că rezervarea era pentru 2024. 2024. Să știi că am mai făcut una acum de asta. Ai făcut și de asta? Da. Anul trecut. Cu rezervare? Da. Deci, băi, este ceva foarte dubios. Anul trecut, când am venit din Grecia cu mașina, am făcut o escală în Sofia. Am zis, de ce nu să stăm și în Sofia? Și am rezervat la un hotel, m-am dus acolo și nu au recunoscut rezervarea. Rezervarea făcută prin Booking. De seama, m-am aricit tot. Cum e posibil? Cei cu bulgarii ăștia au fost în stare să citească o aplicație, n-au legătură cu Booking-ul. Era făcută cu o lună mai târziu. Dar oamenii au fost foarte drăguți și au mutat rezervarea, înțelegi? Mai avem mai puțin de un minut. Raluca, bună dimineața! Bună dimineața! Bine, pe scurt! Da, pe scurt, eu nu întârzi, nu greșesc datele, nu nimic. Dar am organizat întâlnirea de la liceu și am sunat profesorii de vreo 4 ori, mă rog, așa, la diferență de 2 luni, să le reamintesc. Veniți? Da, veniți, da. Cel puțin o doamnă profesoară mi-a scos ochii, dar ce crezi, dragă, că am Alzheimer? Nu știu, eu sun. Eu anunț. Și cu, am sunat și cu o săptămână înainte. Și mi-a făcut capul mare, că vine, lasă-mă, nu mă mai bate la cap. Un ziua întâlnirii, din cauza ei am așteptat mai mult de 45 de minute în plus, așteptând să vină și n-a venit. Și m-am întâlnit peste o săptămână cu ea. Și m-am uitat la ea, acum ce să-i zic. Și îmi zice, dragă, am încurcat zile, am crezut că e a doua zi. Mulțumesc. Deci, da. Totuși Alzheimer, poate. Poate nu. Sper că e sănătos. Sper că e bine. Sperăm că e bine. Mulțumim pentru mesaje. Din punctul meu de vedere, nu, e doar întâmplare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.